Înțelegerea Apocalipsei și aplicarea ei. La începutul cărții ni se spune: ferice de cine citește și de cei care ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. A fost un frate care a trăit mult după moartea fratelui Russell, care auzise de la un grup că ușa către chemarea înaltă este deschisă și alți frații credeau că s-a terminat. Și a găsit răspunsul la această chestiune în cartea Apocalipsei. În capitolul 14 se spune: nu vedem încă Armagedonul, că era ordinii prezente, încă nu s-a declanșat. De aceea credem că încă suntem în secerișul viei adevărate. Și dorim să ne referim la aceasta în lecția noastră din Apocalipsa. Putem merge mai departe la următorul slide. Una din dificultățile pe care le avem în încercarea de a înțelege Apocalipsa vine din faptul că neglijăm Vechiul Testament sau ignorăm istoria. De unde știm dacă o interpretare este corectă sau nu? Mai întâi, dacă explicație nu pare să aibă nicio aplicație pentru noi, nu ne spune ce ar trebui să facem, înseamnă că am conchide că acea lecție sau mesaj nu este important. Pe de altă parte, putem avea o interpretare care nu pare să aibă un sens. O explicație pe care o auzim de la cineva. Și dacă nu pare că are sens, poate că chiar nu are sens. Să reținem aceste simple principii. Care este motivul principal pentru care studiem Apocalipsa? Este acela de a aplica în viața noastră lecțiile acestea. Și sunt două moduri în care putem aplica lecțiile Apocalipsei. Unu, putem să folosim lecțiile pentru dezvoltarea caracterului nostru creștin. Putem să-l folosim pentru a ne direcționa activitatea noastră creștină. Facem lucrarea secerișului? Depinde dacă ne aflăm în seceriș. Și acum să ne referim la câteva lucruri din Vechiul Testament care ne ajută să înțelegem Cartea Apocalipsei. Avem lecțiile din cu Iosua și cucerirea Iarihonului sau cele 10 plăgi din Exod. Mai întâi, să ne referim la Iosua și Ierihon. Se tratează în Iosua 6. Se vorbește aici despre 7 preoți cu 7 trâmbițe care mășăluiesc 7 zile în jurul Ierihonului. Și în ultima zi înconjoară cetatea de 7 ori. Există un număr de scripturi care se referă la timpul din urmă. În Noul Testament se vorbește zilele din urmă, se referă la vârsta evanghelică. Dar ziua din urmă este ultima din cele 7 zile care acoperă vârsta evanghelică. Înțelegem din această lecție cu Iosua și Ierihon că cele 6 zile în care înconjoară Ierihon se referă la vârsta evanghelică. Lecția începe cu faptul că Iosua se ridică, se scoală de vreme, ca și Isus. Isus este un alt nume pentru Iosua. El începe vârsta evanghelică. Și când se prăbușesc zidurile cetății, adică se prăbușește Babilonul, aceasta este la sfârșitul vârstei evanghelice în seceriș. Deci, cele 7 trâmbițe din Apocalipsa, ele de asemenea acoperă întreaga vârstă evanghelică. Și nu doar cele 7 trâmbițe, ci și cele 7 biserici, cele 7 peceți care preced cele 7 trâmbițe în textul din Apocalipsa. Dar ele, deopotrivă, acoperă perioada vârstei evanghelice. Deci avem trâmbițe, biserici, peceți. De altă parte, cele 7 plăgi, acestea se referă la ultima
preoții a vârstei evanghelice. Deci, cucerirea Ierihonului ne reamintește, ne explică o treime din cartea Apocalipsei. În cartea Exodului, începând cu capitolul 7, până la capitolul 15, ne arată planul lui Dumnezeu de la întâia venire a lui Hristos până dincolo de mileniu, inclusiv micul timpul scurt în care Satan este dezlegat. Deci, ultima plagă, ultima urgie, duce la eliberarea întâilor născuți. Aceasta ne indică că poporul lui Dumnezeu nu se va încheia, nu se va încheia biserica până când vedem progresul înlăturării lumii rele prezent. Israel părăsește Egiptul, mai trei zile, mergând în deșert, trei zile, dar după aceea faraon cu oastea lui îi urmărește. Și aceasta este o lecție, un tip al la sfârșitul mileniului, când Satan încearcă cu oștile lui să mai ispitească omenirea. Cei care urma pe Satan la sfârșitul mileniului vor merge în moartea a doua. În această călătorie de trei zile în pustie, în care Israel trebuie să se închine lui Dumnezeu, reprezintă mileniu, după care urmează viacurile de veșnicie. Deci Exodul, inclusiv capitolul 20, Exodul ne oferă cadrul pentru a înțelege o mare parte din Apocalipsa până la capitolul 20. Mai avem încă o preumbrire din Vechiul Testament. Templul lui Solomon, în 1 Împărați, în capitolele 6 și până la 8, citim că templul lui Solomon este dedicat în luna 7-a, dar lucrarea nu a fost finalizată până în luna a 8-a. This apparently is the case with Solomon's temple. It was dedicated. La templul lui Solomon a fost dedicat în luna a 7-a, dar nu a fost finalizat decât în luna a 8-a. Aceasta indică Hristos îi înviază pe sfinții care dorm în moarte, deși biserica nu este completă încă. Putem compara aceasta cu Apocalipsa 15. Cineva ar putea pune întrebarea, suntem siguri de aceste comparații? Apocalipsa spune, templul a fost deschis, templul a fost dedicat. În cazul templului Solomon, când a fost dedicat, fumul a umplut templul, încât preoții nu puteau să stea să slujească. În Apocalipsa 15, din nou, fumul umple templul, și oamenii nu pot să primească încă binecuvântările noului legământ până când nu se încheie biserica. Deci, acestea sunt doar trei exemple în care găsim indicii în Vechiul Testament ca și ne ajută să înțelegem Apocalipsa. Apocalipsa nu se descoperă singură. Apocalipsa descoperă restul Scripturii. Deci, putem merge mai departe. În cartea lui Daniel, în capitolul 2, avem chipul lui Nebucadnețar, care a fost lovit pe o piatră. Aceasta se poate compara cu Apocalipsa 19 cu 15. Înțelegem că Nebucadnețar, chipul acesta, ar avea patru părți, Babilonul, urmat de Medo-Persia, urmat de Imperiul Grec, urmat de Roma. Ne-am putea pune întrebarea. Piatra aceasta nu este un metal. Aurul, argintul, bronzul, acestea sunt metale, la fel și fierul. Dar picioarele erau fier amestecat. Când ne uităm la harta Europei, din veacurile întunecate și de-a lungul reformei, vedem că
Harta acum arată diferit. Harta arată o împărăție care a fost condusă de un rege sau un duc, un duce. Civil ruler was a bishop, an archbishopric. Avem de asemenea cazuri în istorie în care episcopul conducea un teritoriu. Aceasta este indicat în faptul că fierul era amestecat cu lutul. Avem și puterea civilă și puterea religioasă. Lutul este o piatră falsă. Este o piatră falsă, deci nu este un metal. Ne punem întrebarea ce reprezintă aceasta? Avem vreo îndoială? Să ne uităm la harta Italiei. Vedeți? Piatră care lovește picioarele și străpește Imperiul Roman? Este Sicilia. În hartă, această parte a cizmei italiene este Sicilia. Uneori, Domnul descoperă lucrurile foarte clar. În Daniel, capitolul 7, capitolul 8, 11 și 12, acestea sunt toate capitole profetice. Fiarele din aceste capitole este o ilustrație paralelă cu chipul lui Nebucanețar. Aici se vorbește de cele patru fiare și această imagine apare și în Apocalipsa 13. Prima fiară din Daniel a fost leul, al doua a fost ursul, a treia leopardul. În Apocalipsa vedem același lucru, dar în ordine inversă. Asta ne indică că fierele pe care le vedem în Apocalipsa 13 este a patra fiară din Daniel 7. Dacă ne gândim la aceste fiare, urs, leopard, câte coarne au? N-au coarne. Ursul, leopardul, leul nu au coarne. Dar a patra fiară are. Un leu are doar un cap. Dar leopardul acesta arată că are 7 capete și 10 coarne. 4 cu 3 face 7. Cele 4 fiare din Daniel împreună au 7 capete și 10 coarne. Vedem aceasta în Apocalipsa 12, vedem 7 capete și 10 coarne. În capitolul 17, de asemenea, 7 capete, 10 coarne. Apocalipsa ne indică lucrurile la care se refereau Daniel. Deci avem informație să putem înțelege conceptul de 7 capete și 10 coarne. Avem de asemenea în Daniel 7, 25 și 12 cu 7, avem expresia de 3 timpuri și jumătate, care se indică de asemenea în Apocalipsa 11 până la 13. Se vorbește despre 3 timpuri și jumătate, 42 de luni sau 1260 de zile. În Iacov 5 cu 17 se vorbește de asemenea despre 3 timpuri și jumătate. Înțelegem că nu se referă la 3 ani și jumătate, ci mai degrabă perioada de 1260 de ani. Unii își pun întrebarea de ce interpretăm o zi ca reprezentând un an. În ebraică, cuvântul pentru o zi este yom. Deci, înseamnă în ebraică căldura zilei. Căldura zilei se referă la vară. Deci, cuvântul yom poate să se refere fie la an, fie la zi. Cât de lungă este, de exemplu, ziua mântuirii. Deci, se folosește ca expresie generică. Aceste lucruri în Daniel ne dau temelia în a înțelege Apocalipsa. 1260 de ani, 1260 de ani, a fost ceva ce frații încercau să înțeleagă, să identifice, și la timpul Revoluției franceze, protestanții din întreaga lume
au descoperit dintr-o dată că de la începutul papalității, în 538-539, până la încheierea papalității, chiar temporară, în 1799, cea este exact perioada de 1260 de ani. Aceasta a dat naștere acestei legături creștine că Biblia este singurul crez și a dat naștere mișcării advente, care a început în Anglia în 1829. Aceasta ar sugera perioada de 1290 de zile sau ani, care ar trebui să înceapă în același timp. Și Apocalipsa ne ajută să înțelegem ce a fost scris înainte. De asemenea, și aici analizăm capitolele din Apocalipsa. Capitolul 1, avem o introducere. Primele trei versete. După aceea, avem în următoarele versete, se vorbește despre venirea lui Hristos, despre biserică și despre a doua venire. În ultima parte a capitolului, ni se dă o descriere simbolică a caracterului lui Iisus Hristos. În introducere, ni se spune la ce ne folosește Apocalipsa. Ni se spune că vine de la Dumnezeu, prin Hristos, prin Ioan, către biserică, mie și ție, și ne spune la ce ne folosește. Ferice de cine citește și de cei care ascultă cuvintele acestei prorocii. Da, merită să studiem Apocalipsa. Dacă aplicăm, ferice de cine ascultă, păzește cuvintele acestei prorocii. Asta încercăm mai presus de orice. Încercăm la aplicarea în viețile noastre creștine. Capitolul 1 se concentrează pe caracterul lui Hristos și modul în care ne putem transforma chipul lui Hristos. În capitolele 2 și 3, ni se vorbește despre cele șapte perioade ale bisericii în timpul veacului. În acest grup, dacă am trăit în timpul apostolului Petru, trebuie să fim interesați de lecțiile bisericii din Efes. Ne uităm la Sardes, ne uităm la perioada Reformei, dacă trăiești în acea epocă, acea perioadă trebuie să fie de interes special. Dar, fiindcă noi trăim în ultima perioadă a vârstei evanghelice, ar trebui să fim interesați în mod deosebit în mesajul către Laodicea. Grupul 2 și 5, Smirna și Filadelfia, foarte puține lucruri negative se spună despre ele, foarte puține mustrare. Dar când vine vorba de Laodicea, multe se spune. E bine cu creștinătatea în acea perioadă. Și dacă nu suntem atenți și vigilenți, nu se spune bine nici de noi. Să luăm aminte la aceste capitolele 4 și 5. Mi se dă planul divin de la prima venire până în veșnicie. Și, de fapt, capitolul 4, înainte să apară mielul care a fost înjunghiat, se încheie cu cei 24 de bătrâni care se proștern. Asta implică că și-au încheiat lucrarea înainte de prima venire a lui Iisus, care a venit ca mielul înjunghiat. Mai târziu, vedem iarăși imaginea celor 24 de bătrâni. Sunt cele șapte duhuri. În perioada bisericilor, capitolele 2 și 3, Spiritul vorbește fiecărei biserici. Cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, cele șapte mesaje către biserici. Vedem în capitolul 4, cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, încă nu au fost trimise în acțiune înainte să fie înjunghiat
mielul în capitolul 5. Apoi, cele șapte duhuri sunt trimise peste tot pământul. Să adune Biserica lui Dumnezeu, Mireasa lui Hristos. Mergem la capitolele 6 și 7. Vedem cele șapte peceți. Se vorbește la acest rol scris pe din afară și acel rol reprezintă judecățile lui Dumnezeu. În Ezechiel, capitolul 2 și 3, asemenea în Zaharia, se vorbește de acest... Deci se referă la vedem că era scris pe din afară, arată cum ar trebui să vadă biserica Babilonul. Cele șapte trâmbițe urmează cele șapte peceți și motivul pentru aceasta. Dacă am o carte, un rol în mână și este foarte înaltă, de câțiva metri, și este foarte largă, aia este un sul, un rol foarte mare. Vedem că Iisus Hristos a fost găsit vrednic să deschidă această carte. Această carte este ca un scroll și se sigilează la ambele capete și în acest caz avem șapte peceți. Dacă se deschide prima pecete, pot să citesc înăuntru cărții? Nu. Nici dacă deschid a doua pecete sau a treia pecete. Sau cincea, șasea. Dar când deschide a șaptea pecete, atunci deschide cartea, acum se poate citi înăuntru. Sub cele șapte peceți, uneori avem lucruri bune, alteori rele. Dar cu cele șapte trâmbițe, îi veste rea. Cele șapte trâmbițe reprezintă imaginea de dinăuntru a cărții. Înăuntrul Babilonului, înăuntrul Ierihonului. Cele șapte trâmbițe ne dau vederea oamenilor, celor care sunt în interiorul sistemului. Pecețile de din afară este ceea ce vede biserica. In chapters 12 and 13 we see the true church, the false church state. În capitolele 12 și 13 ni se vorbește despre biserica adevărată, biserica falsă, înainte de prezența a doua. În capitolul 14, biserica adevărată și cea falsă în timpul prezenței lui Hristos. Aici am putea găsi încă o aplicație. Capitolele 15 și 16 ultimele șapte plăgi sau urgii asupra Babilonului în timpul celei de-a doua. Și aici este despre paralela cu templul lui Solomon și deschiderea templului. În capitolul 17 se numără păcatele Babilonului și sfinții sunt chemați să iasă. În capitolul 18 și aceasta ar trebui să ne intereseze în mod deosebit. Suntem chemați să ieșim, să părăsim Babilonul înainte de expunerea și distrugerea lui. Credincioșii sunt chemați mai întâi, tocmai cum Lot a fost chemat să iasă din... De fapt, de două ori a fost invitat să iasă. După aceea, Ilie a trebuit să iasă fără din cetate înainte să fie luat la cer. În capitolul 19, o numesc aceasta împărăția cerească înainte de restabilire. Unii probabil ar putea numi în mod diferit. Ideea este aceeași, dar poate să fie descrisă mai bine de alții. În capitolul 20 se vorbește de împărăția de 1000 de ani a lui Hristos. În capitolul 20 are patru paragrafe. Primul, legarea lui Satan. Doilea, prima înviere. 3. Legarea lui Satan. Dezlegarea lui Satan. 4. Învierea generală. Să ținem minte că e mult mai multe elemente se află în Apocalipsa 20, în afară de faptul că împărăția începe la prezență sau la completarea bisericii. Capitolul 21 și 22 avem binecuvântările din mileniu și dincolo de mileniu.
asemenea sfaturi de încheiere pentru biserică, pentru mine și pentru tine. 7 perioade ale veacului evanghelic. Ni se arată capitolul 2 și 3, Efes. Aș sugera că se referă la perioada din 33 până în anul 70, unii spun anii 68, anii 60, alții zic 134, anul 134 era noastră. Caracteristica acestei perioade este că era sub conducerea evreiască. A doua perioadă sugerez că se află sub Roma păgână, cam până în jurul anului 312, până când Constantin eliberează persecuția creștină. Ajungem la Pergam, a treia perioadă, și aș sugera că aceasta continuă cam până în jurul anului 538-539. Și un detaliu în legătură cu aceasta, în anul 538, generalul Belisarius se retrage din Roma și lasă pe papă să devină în anul 539, Belisarius este chemat să meargă în altă parte și papa rămâne să conducă întreaga papa Grigorie. Istoricii spun despre el că a ridicat taxele, a mărit taxele, impozitele, a adunat armate, a negociat cu puteri străine, a fost figura politică predominantă a vremii. Deci, 538-539 începe ca Roma să devină o putere civilă. Perioada Tiatira se află sub Roma papală, care ne duce până la reformă. Reforma începe la 1517. Martin Luther pune cele 95 de teze la ușa bisericii. Cred că el nu era conștient la ce avea să ducă acest gest. Dar a scos creștinii de sub Roma. And some closer to 1700. Reforma continuă până la Revoluția franceză, 1798. Generalul Bertaillier îl ia pe papă din Roma și îl duce în nord până în apropierea Florenței și în 1799 îl duce mai departe, așa bolnav cum era, până în Franța. Și acolo, în august, moare ca prizonier. În Valencia, timp de 6 luni, n-a existat niciun papă. Francezii n-au permis să se aleagă un papă în Roma. N-a fost decât mai târziu, când s-a ales austriecii, britanicii și rușii n-au dominat Roma, papalitatea nu și-a mai revenit din acest moment, de la această experiență. Și observăm că protestanții de la 1800 încoace, de la 538-539, exact 1260 de zile până la acest eveniment de cu exact 1260 de ani, au observat protestanții această conexie. A stârnit interesul în retoarcerea iminentă. Au căutat să înțeleagă cât de curând avea să vină și au început să cerceteze profețiile. Nu vezi semnele prezenței lui Hristos până când nu este prezent. Și atunci, ce poți să faci? Te uiți la profețiile de timp. Odată ce ajungem la timpul prezenței, atunci semnele timpului devin mai importante. Dar frații în acea perioadă, prin profețiile date, puteau să cerceteze întoarcerea Domnului. Da, de câteva ori au greșit, dar până la urmă au înțeles. Continuăm cu perioada Filadelfia, perioada dragostei frățești, care a fost foarte vizibilă în
secolul XIX și continuă până la prezența a doua la seceriș. Când se termină la Laodiceea? Să fiecare să ne exercităm înțelegerea. Să mergem mai departe. Să analizăm ultimele 7 plăgi sau urgii. Vă amintiți? Ele continuă până la ultima zi. În Exod, găsim că erau 10 plăgi. Primele 3 plăgi, îi se spune, spune-le fratelui tău, primi-l pe Aron, fratele tău, să facă mesajul acesta. Dar ultimele 7 plăgi, Moise ia rolul predominant. Primele 3 plăgi, ele cad atât asupra egiptenilor, cât și asupra izraeliților. Dar ultimele 7 plăgi, ele cad doar peste egipteni. Spune lui Faraon, voi pune o separare între poporul meu și poporul tău, țara Gosenului. Asta arată că Moise ia rolul predominant în a separa. Întoarcerea lui Hristos începe lucrarea de separare și chemarea aceasta, ieșiți afară din Babilon, să nu fiți părtași la urgiile, legile lui. Aș sugera aici că avem 7 plăgi, ultimele 7 plăgi, în Exodul, muștele, ciumavitelor, vărsatul negru, niște bube de piele, și piatra, focul, extrem de destructivă, distruge recoltele Egiptului, inul și orsul. După aceea urmează lăcustele care mănâncă restul recoltelor, grâul. După aceea urmează întunericul de 3 zile. După aceea, ultima plagă, cea mai destructivă, este moartea întâiului născut al Egiptului, moștenitorii tronului Egiptului. Și am sugerează un eveniment mondial. Prima plagă de muște se referă la o lungă criză economică. Al doilea se referă la primul război mondial. A treia, nu foarte destructivă, dar a fost marea criză economică. A patra, foarte destructivă plagă, se referă la al doilea război mondial. 5. Lăcustele care distrug plaga, nu oamenii, ci resursele, se referă la războiul rece dintre Est și Vest. Spune că un vânt din Est a adus aceste lăcuste și după aceea un vânt din Vest le îndepărtează. Întunericul greu de prezis, se părea că țăcarea fratului se referă la o criză economică. Era întuneric atât de mare că nimeni nu putea să iasă din casa lui. Ar putea să sugereze că această criză de COVID durează 3 ani de zile și că granițele sunt oprite timp de 3 ani? Poate că dacă anul viitor se împlinesc 3 ani și se mai deschid granițele, poate putem înțelege că se aplică la acest eveniment. Ultima plagă, moartea întâi născut, se referă la Armagedon. În Apocalipsa, prima plagă s-a turnat peste pământ, a doua peste mare, a treia peste râuri, a patra peste soare, a cinci asupra fiarei, a șasea asupra Eufratului și a șaptea în aer. Dacă e în aer, cum mai respiri? Aș sugera că pe pământ se referă când sfinții sunt chemați din Babilon, nu pare foarte evident. A doua plagă turnată peste mare este atunci când regii împărații pământului își pierd, chiar și regii Angliei nu mai au puterea regilor, de exemplu, regina Victoria. A patra, peste râuri, pare a avea de face cu bisericile și școlile teologice. A fost în timpul Marii
crize economice, când a fost afectat fundamentalismul creștin din America. A fost foarte rigid societatea. Dar când oamenii nu mai aveau ce mânca și își pierdeau casele, ceva s-a schimbat în gândirea lor. Și Louis Cassell scrie că în 1930 fundamentalismul a fost dărâmat pentru că liberalii au preluat conducerea școlilor teologice în America. Dar ideea liberalismului a fost omenirea dezvoltă într-o societate foarte bună și nu mai are nevoie de altceva. Primul război mondial a fost războiul care a trebuit să încheie toate războaiele. Marea criză economică a fost doar o ajustare care a avut loc în această adaptare din epoca de terminare a războaielor. Când a venit al doilea război mondial, liberalismul a fost răsturnat, a fost înlocuit în teologie de ceea ce se numește tradiția nouă, tradiția catolică. Mai departe, războiul rece, Statele Unite și Rusia. Această plagă asupra fiarei a fost afectat, tradiția catolică a suferit cel mai mult, Biserica Catolică. În anii 50 și 60 am văzut tradiția catolică fiind distrusă în biserică, fiind înlăturată. Plaga șasea asupra Eufratului, Babilonul depindea de râul Eufrat pentru resursele, comerțul circula pe acest râu. Dacă Eufratul a fost în mod literal deviat, cetatea a căzut. Se pare că ce vedem că se întâmplă, ce afectează bisericile foarte mult, în pandemie, pandemia a fost folosită ca o scuză să închidă bisericile, nu doar în Canada și Statele Unite, dar în multe țări, bisericile au fost închise. Și ce se întâmplă cu bogăția bisericilor ca rezultat? Când ajungem la faza Armagedonului, asta cred că este în viitor, se pare că e generația aceasta, se toarnă în aer pentru biserică și pentru lume. Armagedonul va fi foarte distructiv. Vedem în Ezechiel 37-39, vedem în detaliu această distrugere. Sugestia mea, aceste șapte plăgi au acționat în perioada secerișului. Este interesant că evenimentele lumii care au fost foarte distructive pentru lume și care au fost atât de distructive pentru creștinătatea instituționalizată, dar totuși, pentru Israel, a fost un efect minunat. Deși au suferit și ei, dar plaga numărul 1 în 1870 a adus această criză economică la întoarcerea Israelului. Război mondial a fost atât de distructiv pentru restul omenirii, dar pentru Israel a adus declarația Balfour, care a stabilit națiunea, care a stabilit Israelul ca națiune pentru evrei. Marea criză economică în anii 30 a rezultat venirea la puterea regimului nazist. Nazi este prescurtarea de la Partidul Naționalist și Socialist. Ei, după ce au ajuns la putere, s-au întors împotriva evreilor și au ucis foarte mulți dintre ei în lagăre de concentrare, lagărele morții. Dar ca rezultat, mulți au ieșit
din Germania și mulți s-au întors în țară în ciuda opoziției, a puterilor care încercau să se prevină întoarcerea lor în Palestina. Totuși, mulți s-au întors în țară. La sfârșitul războiului, deja erau 600 de mii de evrei în Palestina. La sfârșitul secolului 19, erau doar câteva mii. În 1948, Israelul își declară independența. Când a venit al doilea război mondial, a extins persecuția evreilor din Germania în toată Europa centrală și de est. Mai mulți s-au întors în Israel, după cum am spus, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, deja erau 600.000. Războiul rece a condus la întoarcerea evreilor din Europa centrală, în special din Rusia, spre Palestina. Perioada a șasea, plaga a șasea, acestă politici fiscale, se pare că se îndreaptă spre o mare criză economică. Cine devine când lucrurile merg rău? Politicienii nici într-un caz nu își atribuie vina. De obicei, îi vinovățesc pe evrei. Nu m-aș mira să fie cazul acesta și criza aceasta economică să ducă la un exod a evreilor din Occident spre Israel. Armagedonul, deși este distrugerea lumii, pentru Israel va fi supraviețuirea lui. Dar mergem mai departe. Câteva aplicații practice din Apocalipsa. Mesajul către Laodicea, capitolul 3, ar trebui să ne recunoaștem starea noastră nedesăvârșită și să înțelegem că suntem departe de perfecțiune și trebuie să devenim zeloși. E bine să recunoaștem cât de departe de perfecțiune suntem, fiindcă cu cât mai bine sunt conștient de păcătoșenia mea, cu atât pot să recunosc greșelile, atunci pot să fiu mai răbdător cu greșelile altora. Asta este parte din a ne aplica lecțiile pentru caracterul nostru creștin. Trebuie să ne dezvoltăm acest caracter creștin ca să devenim martori buni. Viața voastră s-ar putea să fie singura Biblie pe care o citesc vecinii voștri. Să ne trăim viețile ca să putem fi ambasadori. Vrem ca oamenii să îl vinovățească pe Hristos pentru lucrurile pe care noi le facem greșit, pentru greșelile noastre. Să ne aplicăm cunoștința Scripturilor în a ne dezvolta caracterul creștin, pentru ca să putem arăta lumii ceva din dreptatea lui Hristos, ceva din mila Dumnezeului nostru și a Domnului Iisus. De la capitolul 14, Biserica credincioasă, Mireasa, nu va fi completă până când Babilonul va fi aruncat în teasc. Și aceasta, în 2022, încă nu s-a întâmplat. Versetele 14 și 15 ne arată secerișul viei pământului. Nu, secerișul viei adevărate. Este biserica adevărată. Și aceasta continuă până când ajungem la secerișul viei pământului. Deci, aceasta ne spune că ar trebui să urmăm chemarea cerească până când nu se mai poate intra. Noi nu trebuie că s-a închis ușa chemării și nimeni nu poate să intre până când nu vedem Babilonul aruncat în teascul mâniei. Și aceasta este aplicare a lecției din capitolul 14 pentru pietirea noastră. De la întoarcerea lui Hristos, cei credincioși au fost chemați să iasă din Babilon ca să nu fie părtași la păcatele lui. Aceasta ar trebui să fie motivație pentru noi. Să nu
fim părtași la păcate, să nu primim din urgiile lui. În anii 1870-1890, până la primul război mondial, frații n-au fost chemați să iasă din Babilon, să nu fie părtași din Babilon. Ce s-a întâmplat când a murit fratele Rusu? N-a continuat chemarea, ieșiți din Babilonul numărul 2 ca să nu fiți părtași la păcatele lui? Și dacă nu suntem atenți, chemarea va continua să fie, ieșiți afară din Babilonul numărul 3 ca să nu fiți părtași la păcat. Am văzut în lecția fratelui David Duran, trebuie să fim parte la păcatele Babilonului. Ele sunt menționate în Ieremia 30, dar trebuie să fim miloși față de oameni. Nu trebuie să stabilim o altă denominațiune și să spunem, trebuie să veniți la noi ca să fiți mântuiți. Dar noi ar trebui să ne încurajăm unii pe alții și să arătăm milă față de toți. Și în încheiere, scurtă idee, să ascultăm glasul mesagerului al șaptelea. În zilele mesagerului al șaptelea, taina va fi încheiată. Ci în zilele glasului celui de-al șaptelea mesager, glasul continuă și după ce și-a încheiat alergarea al șaptelea mesager. De ce să nu ne închinăm mesagerului? Pentru că mesagerul însuși spune aceasta. Și al doilea este, în primul rând, Dumnezeu trebuie să fie lăudat și Iisus Hristos. Și cu aceasta mi s-a încheiat timpul. Deci, fraților, fiți răbdători unii cu alții să facem ce putem mai bine să ne dezvoltăm caracterul Domnului nostru Iisus Hristos. Și căutați să faceți lucrarea secerișului până nu se mai poate lucra.